Bine v-am regăsit la o ediție specială a știrilor TVR. Sunt Alina Stancu. Avem o nouă zi de creștere a cazurilor de COVID în România. Sunt aproape 1400 de noi infectări față de raportarea oficială de ieri. Și numărul deceselor înregistrate zilnic se menține ridicat, peste 40 în ultimele 24 de ore. Iar colega mea, Cristina Văduva, are toate informațiile actualizate la această oră și ni le aduce și nouă. Cristina, bun găsit! Bună ziua! 1392 de cazuri noi au numărat autoritățile în ultimele 24 de ore, astfel că numărul total al infectărilor confirmate în România de la începutul epidemiei a ajuns la 76355 de persoane. Dintre acestea, peste 34500 s-au vindecat, iar aproape 9000 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Și de data aceasta, municipiul București conduce în top cazurilor noi depistate, 214 noi îmbolnăviri în municipiul București în ultimele 24 de ore și alte 112 în județul Prahova. Numărul total al deceselor a ajuns la 3196 după ce autoritățile au raportat alte 42 de decese în ultimele 24 de ore. Până la această dată pe teritoriul României au fost prelucrate peste 1,6 milioane de teste, peste 25.300 dintre ele au fost realizate doar în ultimele 24 de ore. Cristina, îți mulțumesc. O nuntă cu aproximativ 170 de invitați a fost întreruptă brusc noaptea trecută. Autoritățile au oprit distracția dintr-un restaurant din cartierul aviației din București. Era trecut de miezul nopții când agenții au dat buzna și au văzut că nuntașii erau în interiorul restaurantului, așa că i-au legitimat și i-au trimis acasă. Administratorul locației a fost amendat cu 10.000 de lei pentru că a organizat petrecerea în interior, încălcând astfel regulile în vigoare. Organizația Mondială a Sănătății recomandă europenilor să se pregătească pentru sezonul rece. În următoarele luni, la pericolul COVID, se adaugă și gripele sezoniere, care pot pune presiune încă și mai mare pe sistemele medicale. Și în România, doctorii recomandă vaccinarea antigripală, tocmai de aceea anul acesta va începe luna viitoare procesul și nu în octombrie, așa cum se întâmpla în anii precedenți. Ministerul Sănătății va distribui persoanelor vulnerabile un număr dublu de doze de vaccin antigripal față de anul trecut. Când vom avea primele doze de vaccin în țara noastră? Noi sperăm că la mijlocul sfârșitului septembrie, depinde, așa cum am spus, și de capacitatea de producție a vaccinurilor la nivel global, la nivel european. Oricine își dorește să se vaccineze și care nu se încadrează în categoria persoanelor la risc, poate să meargă în farmacii și să comunice acest lucru, iar în momentul în care vaccinul va fi accesibil, va fi livrat pentru a se vaccina. Și a fost lansat primul test rapid de depistare a virusului SARS-CoV-2 produs în România. Testul poate detecta anticorpii dați de virus în doar 5 minute. Pe kitul de testare se aplică mostră de ser sau plasmă din sângele recoltat intravenos, așadar nu poate fi făcut acasă. Această variantă propusă în țara noastră arată nivelul de anticorpi, inclusiv pentru cazurile asimptomatice. Produsul ar putea mări semnificativ capacitatea de testare din România, spun cele două companii care l-au dezvoltat. Peste 10.000 de persoane ar trebui angajate în învățământ pentru a asigura respectarea regulilor de igienă și distanțare, odată cu revenirea elevilor în clase. Sunt estimări făcute de sindicate în contextul în care se pot face din nou angajări în sistemul de educație. Este nevoie de personal, mai ales cadre medicale, care să supravegheze, să verifice și mai ales să îndrume copiii. Guvernul clarifică în ce condiții se vor mai putea suspenda orele în viitorul an școlar și permite reluarea angajărilor în condițiile în care în aproape toate școlile sunt posturi libere sau cereri de suplimentare a personalului. Actul normativ prevede că decizia de suspendare a cursurilor va fi luată în Consiliul de Administrație al școlii după consultarea Asociației de Părinți. Propunerea merge mai departe către Inspectoratul Școlar și Comitetul pentru Situații de Urgență. În plus, școlile vor putea organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medici, asistenți, cadre didactice și personal nedidactic. Directorii școlilor în care este nevoie de personal suplimentar au încă multe întrebări fără răspuns, iar sindicaliștii avertizează că numărul posturilor libere este mult prea mic. Cum se poate face transferul acesta de la inspectorat la noi? Ar fi o întrebare. În ceea ce privește posibilitatea de a angaja noi asistenți medicali și medici, aici mă îndoiesc că putem face noi asta, pentru că o comisie pe care o organizăm în școală nu are competențe medicale. Numărul posturilor vacante în preuniversitar nu este mare, mă refer la nedidactic. Din estimările noastre, pentru o funcționare corectă a școlilor, ne trebuie cam 15.000 de posturi.
deci nu câteva sute care sunt acum vacante la nivel de țară. ONG-urile propun deja modificări ale regulilor propuse de autorități. Susțin că școlile trebuie să primească din timp procedurile finale în care să se precizeze clar și cine va asigura necesarul de măști pentru elevi și profesori. Când vine vorba de cadrele didactice, aceștia trebuie să primească un protocol clar, un standard și o instruire cu privire la analiza stării de sănătate a elevilor. Fundația World Vision România a transmis către Ministerul Sănătății un set de 7 modificări cu privire la ghidurile sanitare puse în dezbatere. Pentru revenirea la cursuri, părinții vor trebui să depună o declarație pe propria răspundere din care să reiasă starea de sănătate a copiilor. Ministrul Educației a explicat aseară la TVR că declarația a fost introdusă la cererea Ministrului Sănătății, însă documentul nu trebuie să fie un motiv de panică, deoarece nimeni nu pornește de la premisa că părintele este de rea credință și că ascunde ceva în evaluarea sănătății copilului. Și părintele trebuie să își asume, alături de școală și de autoritățile locale, această revenire la cursuri. De fapt, acea declarație conține niște informații care sunt generale. Deci nu trebuie să fie tras la răspundere părintele în vreun fel dacă nu a cunoscut simptomatologia sau... Da, bineînțeles. Cred că ar trebui adăugată o sintagmă după cum cunosc sau ceva care să asigure și părintele că există posibilitatea să greșească. Nu putem să spunem că din start este părintele de rea credință și aduce copilul bolnav la școală. În Belgia, în schimb, școlile se redeschid de la 1 septembrie. Numărul infectărilor a înregistrat o creștere urmată de un ușor declin în ultima săptămână. Este un risc pe care ni-l asumăm, întrucât educația este extrem de importantă, a declarat șefa executivului belgian. Copiii peste 12 ani și profesorii vor purta obligatoriu mască. Sălile de curs vor fi aerisite frecvent și curățate la intervale regulate. Pe de altă parte, numărul persoanelor care pot participa la evenimente în spații închise sau deschise a fost dublat, ajungând în felul acesta la 200, respectiv 400. Autoritățile belgiene au relaxat parțial restricțiile, întrucât spun că vor să evite un al doilea val al pandemiei. Chișinăul este principalul focar de COVID-19 în Republica Moldova. Spitalele sunt supraaglomerate, iar cadrele medicale fac cu greu față numărului mare de bolnavi. Nici previziunile nu sunt optimiste. Oficialii din sănătate se așteaptă la o creștere a infectărilor luna viitoare, când se vor redeschide școlile. Instituțiile medicale din Chișinău fac față cu greu numărului mare de pacienți spitalizați din cauza infecției COVID-19. Deși a fost suplimentat numărul de paturi, spitalele sunt supraaglomerate. La ziua de astăzi avem internați 815 pacienți total, mă refer la adulți și copii, din numărul total de 4 disponibile, 892. Autoritățile spun că situația epidemiologică s-ar putea agrava începând cu luna septembrie. Vor reveni de la țară mulți studenți, vom avea aceste aglomerări în stradă, în stații, în transportul public. Responsabilii de la Ministerul Sănătății spun că spitalele din Republica Moldova și în special cele din municipiul Chișinău sunt supra-solicitate, iar internările au loc pe măsură ce alți pacienți sunt externați. Municipiul Chișinău înregistrează zilnic cele mai multe cazuri de COVID-19. Republica Moldova este pe primul loc în Europa după numărul de îmbolnăviri raportate la numărul populației. Ministerul de Externe recomandă românilor să plece în străinătate doar dacă deplasările sunt esențiale și să evalueze riscurile la care se supun în contextul pandemiei. Ministerul reamintește și că listele cu țările și zonele de risc epidemiologic ridicat sunt actualizate săptămânal, așa că există posibilitatea ca statul în care călătoriți să apară pe listă, iar zborurile, de exemplu, să fie anulate sau să se adopte alte măsuri restrictive. Românilor aflați în străinătate li se recomandă să mențină legătura cu companiile aeriene și cu operatorii de turism pentru identificarea alternativelor de revenire în România, dacă va fi cazul. Cuba intră în cursa pentru obținerea unui vaccin anticovid. Încep testările pe un prim lot de voluntari, peste 650 în total, cu vârste între 19 și 80 de ani. Dacă totul decurge bine, urmează faza a doua de testare, urmând ca vaccinul să fie gata în primele luni ale anului viitor. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția specială a știrilor TVR. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu informații noi vă așteptăm în telejurnalul orei 14. Pe curând!